Conceptul de bio. La ce se referă conceptul de bio? Pentru că din ce în ce mai mult se discută despre aceste fructe bio. Am cumpărat fructe bio la un preț exorbitant, dublu față de restul. Alți comercianți se prezintă pe piață cu anumite fructe pe care le promovează drept bio. Unul la mână. Fructul bio, în cazul de față, aceste două mere, aceste două mere sunt 100% bio. De ce? Pentru că pe acest pomișor, așa, uite la aici, este un măr, merge pe anul 2, acum în toamnă împlinește 2 ani, este altoit pe portaltoi M9, se și vede. În primul an s-a înrădăcinat și a format rădăcinile, a avut câteva creșteri în conformitate cu portaltoiul, deci la M9 n-ai să întâlnești foarte mari creșteri, foarte multe mai degrabă, foarte multe creșteri vegetative. Și în anul următor, da, el merge pe anul 2, a vegetat, după cum se vede, foarte puțin. De ce a vegetat foarte puțin? De ce a produs ramuri foarte puține? Din cauza celor două fructe. Pentru că acele două fructe au consumat foarte multă energie din pomișor. Pomișorul n-a mai avut energie să trimită și în lăstari vegetativi, dar cu toate astea a trimis, pentru că el nu este degarnisit de rămurelii. Și dacă stăm să ne uităm cu atenție, soi plus portaltoi a garnisit. El nu este degarnisit decât doar ăsta de aici. Uite și aici semnul de unde el a fost curtat. Așa. Uite aici. Și ăsta ar putea fi considerat lăstar lacom. Dar nu e lăstar lacom. E apexul, e liderul central care trebuie să înducă mie pomul mai sus. Cu timpul. Are creștere lentă. Are creștere lentă pentru că, uite, două meri deja. Este și soiul precoce. M9, am înțeles, bun, M9, gata, s-a înțeles. Dar depinde și natura, natura soiului, că poate fi un soi cu rodire precoce, poate fi un soi cu rodire mai întârziată. Ce înseamnă soi cu rodire mai întârziată pe M9? Adică undeva după 2-3 ani, după 2-3 ani. Nu mai mult, nu-i ca pe M106 sau 111. Trebuie să aștepți 3-4 ani și după 3-4 ani abia îți face 2-3 meri și trebuie să aștepți cumva undeva la după 5 ani discuți cu 106 și în funcție de soi, bineînțeles. Uite, Florina, de exemplu, este un soi care intră târziu, deci care generează fruct târziu, indiferent. Deci el este viguros, Florina, trebuie pus pe 106, eu acum încerc și pe M9, să vedem chestii, rezultate. Sunt foarte multe aspecte de luat în considerațiuni, dar să revenim la subiectul nostru de bază, că am spus de bio, nu? Că foarte multă lume e nemulțumită. Sau o fi mulțumit, nu știu.
Tu ești pe piață, că e la tarabă, că e la market, că e nu știu ce, bio, e bio, bio. Bă, unul la mână. Eu ca să-l declar pe ăsta bio, mărul ăsta, fructul ăsta, să-l declar bio, am nevoie de o analiză. Pentru că vine la un moment dat unul cu trei coaie și mă întreabă, băi, e de demonstrează și mie, mă, că mărul ăsta tău e bio. Și atunci am un certificat. Am un certificat. Pentru că n-ai cum să demonstrezi, mai ales pe piață, mai ales pe asta. Soiul, în primul și în primul rând, ca să declari un fruct bio, în primul și în primul rând, trebuie să ai soiul potrivit. Ce înseamnă soiul potrivit? Înseamnă acel soi omologat, omologat nu de mine, omologat de oameni, de știință și de teste și deci de mii de, că ăsta, acest soi, până a fost omologat și până a fost lansat pe piață, a trecut prin 11.000 de experimente. A fost supus stresului, a fost supus multor teste ca să ajungă la acest rezultat. Acesta este rezultatul. Bun. În primul și în primul rând, cum am spus, soiul trebuie să fie, din punct de vedere genetic, imun. Imun la principalele boli caracteristice ale variațiunii, ale mărului. Făinari, rapă în foc bacterian, multi. Cei care au creat acest soi au căutat să elimini din informația genetică a mărului toate neregulile de genul ăsta. Și au spus, domnule, am scos pe tipar, acest soi nu va avea nevoie de tratamente în viața lui. Am mai văzut și unele cazuri, fac o scurtă paranteză. Soiuri declarate rezistente din punct de vedere genetic la principalele afecțiuni ale mărului, care totuși, într-o anumită perioadă a anului, datorită unor factori din mediu, bineînțeles, au mai prins pe aici, pe acolo, mai o făinare, mai un răpănel, dar aspecte extrem de slabe. Uite, de exemplu, eu nu pot să spun că frunza asta e sănătoasă aici, dar tot ce s-a întâmplat aici este rezultatul unei insecte care și-a depus aici un cocon, o chestie și nu știu ce. Bio. Bio înseamnă să nu dai nici cea mai mică picătură de substanță chimică, să nu aplici, de fapt, ăsta e termenul, asupra pomului, asupra soiului. Zero. Zero. Zero tratamente, zero substanță chimică asupra soiului, asupra pomului. Atunci fructul poate fi declarat bio. Bio, fructul și pomul, în primul rând pomul și apoi fructul, că fructul apare după, nu a fost atins din nicio substanță chimică, nici insecticid, nici fungicid, nici nimic. Și atunci putem discuta că acel fruct rezultat din pom este bio. 100%. Poate fi luat, poate fi dus la laborator, poate fi testat. Nu suntem noi atât de avansați încât să existe în România
de exemplu, o comisie, ar putea exista la nivel de piață central, la nivel de minister al agriculturii, la nivel de orice, în fiecare județ, hai nu spun în fiecare oraș, că poate e prea costisitor, dar la undeva în fiecare județ ar putea exista o comisie care să-i controleze pe ăștia care vând prin piață și declară, pentru că cetățeanul de rând nu știe, cunoaște el soiul, nu cunoaște el de unde dracu, are cu totul și totul alte gânduri în cap decât să stea să știe el dacă au văzut pe etichetă scris mare cu markerul negru bio, 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 bio. Și prețul e așa cum e, dar el de fapt e plin de tratamente. De ce spun treaba asta? Pentru că în România, la ora actuală, pe toată piața, fie că ești producător din ăsta anonim, așa, fie că ești mare producător care deții nu știu câte hectare, nu știu ce, tu tot pe piață ieși. Tu tot trebuie să ieși pe piață și tot trebuie să vinzi. Și atunci tragi glorii la oameni pentru că tu, în calitate de producător, nu deții în primul și în primul rând soiurile cu rezistență genetică. Pentru că soiurile cu rezistență genetică sunt o raritate pe piața românească. În România, pentru că în România trăim, se vinde. Te duci pe piață. Nu, eu n-am treabă cu super. Niciodată în viața mea nu m-am dus în supermarket să verific, văd ce meri vând, deși știu cam ce se vinde în supermarket, știu, cunosc cam tot despre acele soiuri, dar eu vorbesc așa, de plan local, ce vinde lumea, ce cultivă lumea. Păi, frate, este foarte simplu. Bot de iepuri, Golden Delicious, Ida Red, Ioana Tan, mai sunt unii care mai cultivă pe aici, pe acolo, pentru că au auzit ei că merg bine soiurile pentru diabetici, soiurile acrișoare lipsite de sugar și de nu știu ce. Mai un Granny Smith, mai un Wagner, mai o chestie, mai o socoteală. Astea soiurile pe care le cultivă toată lumea. Băi, toată lumea. Toată lumea. Va dura foarte mult timp până când producătorii locali, județeni, scară largă și așa mai departe, vor face switch-ul, vor trece pe soiuri cu rezistență genetică. Au și soiurile cu rezistență genetică, anumite bubiții. Gen. Dau câteva exemple, dar nu-i general. Nu-i general, nu, sub nicio formă nu-i general. Sunt cazuri pe aici, pe acolo. Uite, de exemplu, care, un soi pe care eu l-am prezentat anul trecut într-o filmare, este soiul Iris. Iris, da, nu, sper să nu greșesc, nu, Iris. Tot PM9, nu știu ce. Fruct bun de sfârșit de august. Țapăn, sănătos pomul, nu pui un strop de nimic pe el. În schimb, are o mică problemuță cu fructul. Dom'le,
are o problemuță cu fructul. Cade din pom, cam prematur și puțin atacat fructul de insecte. Când spun insecte, spun la modul general. Că nu stau să nominalizez fiecare insect în parte. Dar nu există problemă fără soluție. Există soluții și pentru ceva. Nu trebuie neapărat acum, da, au fost 3 zile de ploi. Dacă nu aveam 3 zile de ploi, pentru că eu aici e un fel de laborator la mine. Dacă nu aveam 3 zile de ploi, mărul ăsta nu ar fi căzut. Dar au urmat, au fost 3 zile de ploi așa din alea. O periculoase, dar au fost ploi. L-a afectat. Acolo nu e afecțiune de insectă. Poate fi și o mică afecțiune de insectă. Nu l-am disecat acum, nu l-am tăiat să văd ce și despre cum. Dar există soluții. Există soluții. Puțin mai mult de muncă ca să-l scoți bio. Deci eu cam toate fructele pe care le-am avut anul ăsta, când mă refer la măr și păr, învățând lecția de anul trecut, asta ne întoarcem la subiectul nostru, învățând lecția de anul trecut, când am văzut atacul viermilui Cydia sau Cydia, am început să le protejez. Ăstea două meri au fost în pungă până acum. Când mi-a trecut valul, când mi-a trecut pericolul de viermile mărului, de aceea molii, pac, am înlăturat punga, uite fructele. Nu este de cules acum. Ăsta este de cules pe undeva pe la jumatea lui septembrie, poate chiar sfârșitul, nu mai țin minte exact, mi-am citit fișa soiului, nu știu exact, nu țin minte exact. Bun, deci, ca să nu ne mai lungim, ăsta este conceptul de fruct bio. Acesta este conceptul de fruct bio. Fruct bio înseamnă tu ca producător, ca și cultivator, să nu aplici absolut nicio substanță chimică pe acest pom. Și atunci, da, ăla este fruct bio. Ăla îl poți rupi, poți da unui copchel să-l mănânci direct din pom. Pentru că ideea asta și este. Deci, el este tânăr, el este... merge pe al doilea an, mi-a făcut două meri, dar stai puțin, dar stai, ca la reclamă, stai puțin, că asta de la anul urmează să dezvolte, să îngroașe, să fortifice, cât, e ca și PM9, da, nu va deveni ca un M6, 106, dar ideea este că poți merge cu toată încrederea la momentul potrivit oportun, să rupi un măr din asta și să-l halești pe loc. Nu mai spun că dacă acest soi, pe viitor vorbesc, peste 3-4 ani, se va fortifica, el deja are muguri de rod peste tot, dar mare atenție, el este PM9, deci eu deja de la anul, că el va avea florescență aici, florescență, peste tot vor fi florescențe, vor fi buchete de flori, vor poliniza, deci vor fecunda, vor face, vor drege, vor forma fructul, nu se lasă, va trebui răriri, va nu știu ce. Uite, eu de exemplu am un alt mod de abordare, l-am lăsat să-mi producă aceste două meri în detrimentul dezvoltării pomului. Eu acum voi gusta mărul, cu siguranță o să-mi placă, deci chiar dacă nu-mi place, dar nu poate fi, ce poate fi amar, ce poate fi acru de sar capacele, nu? Nu, domnule, eu voi ști, eu la anul nu voi mai păstra fruct pe acest soi, pe acest pomișor.
sub nicio formă, nu voi mai păstra. Îi voi da voi să se dezvolte, să se dezvolte. Energia nu va mai trage fructul, o va trage pomișorul în șerpântuți, în rămurele, în muguri de rod, în cutare. Abia de anul următor, din 2024, ăsta va avea fruct pe el, corect. Dar eu știu cu siguranță că acest soi mii nu-mi creează probleme, nu am a mă atinge cu nicio substanță de el, pentru că dacă am așa ceva în colecții, zboară, imediat zboară. Și atunci, ăsta poate fi declarat un soi bio. Bio, bio, bio. Și acum să o luăm puțin de la capăt, că vreau să închei. Am prezentat puțin despre ce este vorba. Nu le dau numele. Nu le dau numele. La mine stăieți, eu tai numai în verde. Am propriile mele strategii, nu trebuie să mă justific față de nimeni, de ce fac așa, de ce nu fac așa, și altfel, și cu tare, și cu tare. Toată linia asta aici, uite, de aici și până în capăt, sunt numai soiuri cu rezistență genetică, selecționate, cumpărate, testate. Cumpărate, plantate, testate. Care sunt unele la care n-am ajuns să testez, pentru că n-au rodit. Totul este tineret aici. Da? Bun. Acest soi de aici, pac, slabi semne de rapăn. Nici nu-s de luat în considerațiune. Mergem mai departe. Pe asta îl prezint pentru că urmează a revoluționa industria merilor din România. Este un fel de Golden Delicious, da? Este un fel de Golden Delicious, dar de fapt este soiul Valerii, creat de doamna inginer Valeria Popa, RIP, extrem de rezistent. Extrem de... De ce l-am lăsat? De ce ăsta nu-i tăiat? Pentru că vreau ramuri altoi. De asta. Ăsta-i tăiat, ăsta nu-i tăiat. Da? Pentru că am nevoie de aceste ramuri lungi, drept ramuri altoi, pe care le voi... cu care voi altoi și voi înlocui. Deci tot ce ține măr galben, gustos, delicios, va fi Valerie, dacă toată treaba merge bine. Uite aici. Alt soi. Alt soi. Ăsta este un... Un Gala Royal care știe foarte bine că are probleme Gala Royal, dar îl țin aerisit, îl bibilesc, nu știu, n-a rodit până acum, că e 106. Am zis că nu prezint soiurile, în fine. Ăsta este iris soi românesc, așa, nici din ăsta n-am tăiat pentru că am nevoie de ramuri altoi. Îmi place soiul pentru sfârșit de august. Păi la sfârșit de august l-am prezentat, este filmare cu el făcut cu fructul. Bun, n-ai mă treabă. Așa, aici este soiul Luna, care nu mi-a rodit, dar urmează. Aici este un soi cumpărat. Abia cumpărat anul trecut și îl cheamă Spur, Red Spur Delicious sau ceva de genul ăsta. Ceva noutate, dar dacă din primul an nu prezenta nici formă de rapăn, cu făinarea te descurci, rapănul să nu fie, să nu le bubui. Dacă l-o bubuie rapănul, ăla nu e soi de ținut. Și în continuare mergem așa, fără să mai dăm explicații. După cum se observă toți pomii la ora actuală, pe 4-5 cât suntem septembrie, toți sunt fasonați, toți sunt tăieți, toți, pentru că eu nu am nevoie să-mi duc toată energia în lăstare la comi, vreau să-mi concentrez energia în mugurii floriferi și așa mai departe. Uite, ăsta trebuie să intri, gata. Ăsta trebuie să intri la anul, deci în primăvară trebuie să fie plin de flori.
Și mulți alții, deci foarte multe, foarte multe soiuri cu rezistență genetică, foarte multe soiuri cu rezistență genetică. Totul este pe rezistență genetică. Mergem mai departe, merge tot, nu, itineret. Se vede după grosime, da? Itineret. Ăsta trebuie să-l scot pentru că mi-au apărut niște probleme, un fel de rapând la nivelul scoarței. Așa, dispare colegul pentru că nu și-a făcut treaba. Așa trebuie să arăte la culoare, da? Uite ce am muguri de rodă, uite muguri de rodă, uite muguri de rodă, uite muguri de rodă. Și ce, ăsta are 2 ani de zile. La anul trebuie să-mi bubuie asta. Niște perpi care i-am cumpărat acum 2 ani de zile, dacă nu cumva 3, Carmen și Santa Maria. Sensibil, frate, sensibil, dar nu atât de sensibil la, ba da, și la boli. Uite, de exemplu, Santa Maria asta e foarte sensibil la rapăn. E sensibil la rapăn, chiar și pe fruct. Chiar și pe fruct, rapăn. Deci mai mult pe fruct decât pe... Este un soi foarte bun, n-am ce spune. O, las aici, mă tăvălesc cu el, mă, nu știu ce. Asta este un novembra produs de mine, așa. Aici este soiul Carmen, care are probleme mari, 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 mari de tot cu afidele. Deci ăsta nu reușește. Deci Carmen, soiul Carmen nu reușește să dea un buchețel de vegetație, de un lăstărel din ăsta așa fraged, nu reușește să-l pornească cu o școlărită afida pe el, deci îți trebuie tratamente pe Carmen de nu-i adevărat. Trebuie să dai pe Carmen cu insecticid, îți vine rău. Așa. Na, asta este iarăși un pomișor cu rezistență genetică abia plantat, îi merge pe anul 2. Uite așa, și cam așa, deci cam așa, și cam așa. Asta tot este o dublură la Carmen, trebuie să-l supraaltoiesc. Eu rezist așa, deci la boli nu are probleme mari, deci nu poți să spui că... Dar ai probleme cu afida, cu insectele. Ai mari probleme. Iar aici, faimosul Morellonera, pe lider central. Uite-l aici, vum. Da, nu a rodit până acum, așteptăm să rodească. Un vișin aclamat, de generații nouă, zice că ar fi, în fine, rezistent la monilioză, deși în unele locuri fără, deci fără niciun, deci nici, nu cred, eu nu cred pe vișinul ăsta să manifeste corect, să dezvolte corect fără tratament. Văd clei, ulcerații peste tot. Asta este, nu e nicio problemă, l-am luat, l-am testat, l-am făcut, l-am dres, vedem ce știi. Poate rezistă, poate nu rezistă. Da, nu îl văd eu prea mult să reziste. Nu contează. Deci la fiecare pom, la fiecare specie în parte, este foarte important să ghicești, să nimerești soiul cu rezistență. Soiul cu rezistență. Și hai să o luăm înapoi. Asta e Santa. Uite și acolo mai sunt niște. Păcat, îmi place foarte mult Santa Maria asta, dar și cu făinarea, și cu rapă, și cu astea, mai lăsăm, mai ținem la testare. O testare a unui soi nu poate fi făcută un an, 2, 3, 4. De la 7 ani în sus îl vezi, pentru că anul ăsta poate fi rapăn, anul viitor poate fi făinarea, anul nu știu ce foc bacterian, deci nu atacă toate trei, deci toate trei bolile nu atacă toate în același an. Nu, sunt perioade. Cicluri, este ciclu, anul ăsta au fost ciclu focului bacterian, de exemplu. La anul va fi ciclul rapănului sau peste 2 ani a făinării și nu știu ce. De asta durează foarte mult să omologhezi un soi. Una la mână durează mult până îl creezi. Așa, și în al doilea rând trebuie supus stresului, trebuie supus bolilor, virusilor, insectelor, etc, etc, etc. Dar,
Deci, cum aș putea eu să renunț, de exemplu, la acest soi, când până în prezent el și-a făcut treaba din toate punctele de vedere? Din toate punctele de vedere. Iar ăsta aici, este fruct bio. Este fruct bio. Aștept și eu ca muritorul de rând. Momentul în care o să văd toată linia asta de măr și păr, va mai dura, bineînțeles, că asta este pomicultura, plină de fructe. Pentru că am de analizat 11.000 de soiuri de aici. Am, uite, pe Sirius, am pe Luna, am pe Iris, am pe toate. Dar ideea este în felul următor. Dacă tot vreți să plantați, dacă tot vreți să vă faceți o mică livadă, o mică grădină, o mică chestie, căutați și achiziționați, cumpărați pomi cu rezistență genetică. Și în general, modele noi, cum s-ar spune, ca la mașini. Modele noi. Caută creații nou, nu de acum, nu știu cât timp. Sunt și chestii antice de acum 200 de ani și nu știu ce, care au rezistat în timp și nu știu ce, și au format de la natură propriul sistem imunitar, cum s-ar spune. Dar băgați-vă că nu vă costă mult și în noutăți. Pentru că eu abar n-aveam ce înseamnă soiul Remar, de exemplu. Cine știa soiul Remar? I-am citit prospectul, i-am asta. Putea să fie țeapă, putea să fie cutare, glorie, nu știu ce. Nu, o luăm așa. Și ca, uite, tot din noua generație, am un Enterprise, sau nu știu cum Dumnezeu îi spune, notătucul. Deci ăla, făinare au făcut ravagii în el. De ce sunt mulți? Li testezi, nu costă o avere, sub nicio formă. L-ai luat, l-ai plantat, l-ai ținut 2-3 ani, vezi care e situația, îți provoacă probleme. Nu vrei să te axezi pe bio și să mănânci, adică să rupi așa mărul, de așa, să-l rupi și să-l mănânci direct, fără nicio problemă, sau să-l dai la un copchel, că îți vine la un moment dat un copchel în ogradă. Îi lua mărul, l-ai rupt, ia mă copile și mănâncă, pac, roade din el, fără probleme. Nici măcar spălat nu trebuie. Îl freci o leacă de tricou, hâț, pac așa, i-ai dat prurina aia deoparte și l-ai mâncat, l-ai rost. La fel și la struguri, la fel și la fructe de păduri, la fel la orice, mă. Băi, la fel la orice. Deci cum ar veni eu acum să vină cineva la mine un copchil, 2, 3, 17.000 de copchii și să spun, dar ce e asta aici? Ce să fie, mă, copil? Eu măr japonez, pac. Sau mai părinte, sau mai mamă, sau mai tată. Ei luat, ei rup frumos fructul și le dă așa ronțăi. Ce așa? Că și eu tot fac la fel, da? Zbang, m-am dus, mi-a rupt, mi-a mâncat. Ce am nebunit? Strupit. Da, uite, coleașa. Uite. Vermele melifer. Uite-l. Pac. Dar fructul e bun, măi. Nu a ajuns. Dacă ajungea la căsuța seminală, era căzut de mult. Nu a făcut față. Eu știu de ce nu a făcut față. Nu a făcut față la situație pentru că atacul a avut loc târziu spre faza finală de atac al mărului melifer, pentru că el de la 15 august, gata, deja intră în altă fază de cocon, de chestii, nu știu ce. Trebuie să te interesezi de fiecare insect în parte ca să știi cu cine ai de face. Ăsta, uite, aici nu este sub nicio formă atac de insectă.
este cu totuși cu totul altceva. O fi de la ploi, pentru că aici avem crăpături, uite câte crăpăturile astea, așa, de la umiditate, de la chestii, de la socoteli. Da, sunt și treburi de genul ăsta, da, într-adevăr. Poate fi monilioz, dar soiul îți spune singur cât de bine este rezistent la un atac. Și dacă rezistența este, poate fi 100%, dar poate fi parțială. Și tu te mulezi efectiv, te dai după soi și știi ce ai de făcut anii următori. În orice caz, majoritatea fructelor, puține de altfel ca anul ăsta, n-am avut, cine știe ce, am avut anul trecut mai multe. Uite, exemplu, toate fructele astea, da, absolut toate fructele astea, repet, deci de mii de ori, au fost împachetate, au fost la pungă, zbang, n-am avut săculeț din aia special, că nu se găsesc la noi, dar tot au fost la pungă, părul ăsta, nu zic că de restul grădinii n-o văzut, că mai am și probleme pe aici, pe acolo, pe care încerc să le dreg din mers așa, să analizez cam ce ar trebui făcut, cam cum ar trebui abordată situația. Uite, mi-e și frică aici la anul, mi-e și frică numai în punctul ăsta, mi-e și frică pentru că am atât de mulți muguri floriferi, numai în zona asta, mă, aici, numai pe bucățica asta. Numai pe bucățica asta. E cum pot eu să las aici, din fiecare mugurie florifer, câte un buchet de 3? N-ai cum, nu se poate așa ceva. Elimini. Deci mai pe șarpântuța asta, uite, asta care se vede aici, asta, care este foarte scurtă, datorită tăierilor repetate, am vreo 7 muguri floriferi foarte bine dezvoltați care vor florifica și vor fecunda și vor face un gen. N-ai cum să lași. Una, două, trei, mai băi, cel mult patru fructe pe fiecare șarpantă, pentru că asta este șarpantă principală, pentru că pleacă din liderul central. Tot ce pleacă din lider central este șarpantă principală. Liderul e lider, șarpantă. Păi și las 3 aici, uite, 3 aici, 3 aici, 3 aici, oricum, uite aici. Foarte, dă să-l iau pe ăsta în ansamblu. Ia uite-l aici, uite aici, păr columnar, bum, coroana este tip columnar, că nu este tip fos. Jum. Nici urmă, nici. Deci asta este rezistența. Asta înseamnă rezistență genetică. Să fim clar înțeleși. Asta este, deși au pomoare, tată, vârstă. Este primul an pe rod. Uite aici, trunchi, deci nu poți zici că l-am plantat acum azi toamnă. Uite-l, bum. Ce tratament. Eu cred că și arunc și pompă și tot, nu mai întrebi nimic, nu mai vreau. Am mai dat câte un foliar pentru metale din astea prețioase. Da. Iar ca să vedem, hai să vedem așa pe încheiere, cam cum ar arăta o problemuță la un soi la care să mă duc. Păi uite mă la asta. Iată. Țin eu pe asta? Nu o țin, mă, mâncați. Asta e o problemă. Să ai un stres asupra pomului. O, de aici. Ce e asta? Și cam asta ar fi. Dar japonezii dau rezultate atât. Ca să vă dau un pont, toți perii japonezi, indiferent din nume, trebuie protejate fructele împotriva viermelui melifer. Dacă ai protejat fructul împotriva viermelui melifer, nu ai treabă, nu ai absolut nicio treabă. Hai baftă la pește!